Mesele din piața Mircea sunt încărcate cu verdețuri de sezon. Urzicile sunt la mare căutare. Oamenii le cumpără mai ales pentru detoxifierea organismului. În plus, sunt bogate în fier și combat cu succes anemia. Urzicile noi facem ca la seară. Le fierbem, le scoatem, le tocăm, le frecăm cu făină și le punem o mână de ore și ca la seară, țărănește. Pentru ce sunt bune? Pentru vitaminele astea. Pentru vitamine, pentru sănătatea omului, pentru schimbarea sângelui. Sunt bune. Sigur că da, e o plantă, e o mâncare și o plantă naturală. Nu, sigur că da, nu mai pune nimeni îngrășăminte pe la ele sau balegă sau cumva. Ele sunt lăsați de la Dumnezeu, din natură. Comercianții spun că se străduiesc să aibă mesele încărcate cu legume, dar vânzarea nu mai merge ca altă dată. Toate s-au scumpit, iar oamenii nu mai au bani. Ceapa, un leu, verdeața, 3 la leu, ia uite. 3 la leu, prază, 2 lei. 3 firă. Merge? Merge? Așa. N-are lumea bani, mai e ce a fost odată. Iată care au fost prețurile cu care s-au vândut legumele și fructele în piața Mircea. Salată verde, 2 lei bucata, ceapă verde, 1 leu legătura, urzici, 50 de bani grămada, cartofi, 2 lei kilogramul, prune uscate, 10 lei kilogramul, fasole, 9 lei kilogramul, rădăcina de țelină, 4 lei kilogramul, ciuperci, 7 lei kilogramul, portocale, 5 lei kilogramul, ardei capia, 8 lei kilogramul, castraveți, 8 lei, ceapă roșie, 3 lei kilogramul, mărar uscat, 1 leu legătura, mere, 3 lei kilogramul, verdeață, 3 legături 1 leu, păstârnac 4 lei kilogramul, pere 7 lei kilogramul, roșii 8 lei kilogramul, morcovi 2 lei kilogramul.